Okay. Ești convins sau convertit? Pentru că este o diferență mare. Poți să fii convins, așa cum vă spuneam, că Dumnezeu este Dumnezeu, că Isus este Fiul lui Dumnezeu, că anume creștinismul este religia cea adevărată, dar cu toate astea să nu fii un convertit. Și haideți să vă zic um, o întâmplare cu regele Ludovic al XI-lea al Franței, care suferea de o boală de piele, cel mai probabil uh, lepră. Boală din cauza căreia suferea foarte, foarte mult, și de multe ori când îl apucau mâncărimile și durerea de, de, de carne, când îi venea mâncărimea aceea, efectiv își pierdea mințile și bea foarte mult și starea lui era mizerabilă. Acest rege, deși era rege și avea o, o, toată bogăția Franței la picioare, nu era deloc fericit. A aflat într-o zi că în insulele Capului Verde există tratament pentru orice boală de piele. A luat o sumă imensă de bani din contul uh, regal, bineînțeles, din Visteria Regală, și a plătit 300 de soldați, de doctori, de cercetători să se ducă în insulele Capului Verde și să-i aducă leacul pentru această boală de piele. S-a întors Corabia, însă i-a dat o veste care nu i-a plăcut deloc. I-a zis așa: Domnul Rege sau, dragă Rege, <hânt> trăiască Regele, uite care este problema. Noi n-am putut să-ți aducem leac pentru boala ta de piele, ci tu trebuie să te duci să-l iei. Tu va trebui să te duci pentru 2 ani în insulele Capului Verde, pentru că indienii ăștia de acolo, aboringienii ăștia, băștinașii de acolo mai, mai degrabă, băștinașii de acolo, știți ce tratament au, dragă rege? Așteaptă să, să, să vină cestoasele. Da, știți, broasca țestoasă. Să vină țestoasele pe mal să-și depună ouăle, prind cât de multe țestoase pot, le scurg, le, le taie și le scurg sângele și tu trebuie să te duci acolo 2 ani de zile să te ungă ăștia cu sânge de broască țestoasă și să te hrănească 2 ani de zile cu carne de broască țestoasă. Lucru, atenție, consemnat istoric. L-am citit într-o carte de istorie despre medi tratamente medicale ciudate. O carte care m-a fermecat, de altfel. Am citit foarte multe întâmplări uh, extraordinare acolo. Ce credeți? Câți de aici credeți că regele s-a dus pentru 2 ani de zile să aibă parte de acest tratament de piele? Mâna sus, câți credeți că s-a dus acolo? Câți credeți că nu s-a dus acolo? Majoritate. Pentru că poate nici voi n-ați fi făcut asta, nu? Preferați mâncărimea? Ok, Regele s-a dus acolo, pardon, nu s-a dus acolo și a preferat să, să stea în viața lui mizerabilă toată viața până a și murit de altfel de boala asta de piele. Știți ce e interesant? Că oamenii, deși, deși știu tratamentul, deși știu tratamentul pentru uh, vicile lor, pentru bolile lor, pentru viața mizerabilă în care sunt, deși știu lucrurile astea, cu toate astea, ei nu. Vor, de fapt, să fie vindecați. Și soția mea se contrazicea cu un domn la muncă și îi spunea: Vedeți, soțul meu a scăpat de pornografie. Și zice, omul ăla nare are cum, domnule. Eu nu cred, eu cred că toți bărbații din lumea asta se uită la pornografie. Și nu doar bărbații și femeile, eu cred că cel puțin toți bărbații se uită la pornografie. Și soția mea a spus: Nu, uite, soțul meu îți garantez că a scăpat de lucrul acesta. Și am încredere în el. După ce s-au contrazis o bună bucată de timp, acest bărbat a zis așa. Eu știu, s-a săturat să mai nege. Zice, eu știu că Dumnezeu eliberează, dar nu vreau. Nu vreau că îmi place păcatul. Poți să fii convins că Iisus Hristos eliberează de curvie, eliberează de pornografie, eliberează de, de, de beție, de droguri, pentru că eliberează de, de uh, apucături din acestea de perversiuni sexuale, de patim sexuale. Oamenii știu, dar nu vor. I-am scris unui tânăr care suferă de sindromul Turet. Știți ce e la Turet? Ok. Știți că este și în România uh, foarte promovată o persoană care are acest sindrom Turet și la Biserica Profide s-a venit un tânăr care la fet. un adolescent care suferă, suferea de Turet. Eu cred că Iisus poate să vindece Orice boală, cine crede asta? Mâna sus. Și orice patimă și orice neputință din mintea omului și de peste om, mai ales că aceasta este o neputință a minții și mai ales că această neputință te face să vorbești vulgar. Acest tânăr a venit la Biserica Profite și după ce ne-am rugat pentru el, după ce am postit pentru el după ce l-am învățat cum să lupte spiritual, el personal, cum să cheme numele Domnului peste neputința lui, cum de fiecare dată să, să, să mustre numele lui Iisus Hristos această neputință, să creadă că el are putere numele lui Iisus. După câteva luni de zile, tânărul acesta am zice așa, Tony, am fost eliberat total. Glorie lui Iisus Hristos. Am fost eliberat. Ușor, ușor, puțin câte puțin, patima a dispărut din el până când am vins-o total. Au venit rude de ale lui, mi-au confirmat lucrul acesta și minunea a fost mare glorificat să fie Dumnezeu. Și scriu acestei vedete care are această neputință a minții și îmi zice, îmi pare rău, la mine nu funcționează. Mi-am pus o întrebare, de ce nu funcționează? Că nu poate Hristos? Sau că de multe ori ne place starea în care suntem? Știți, uh, convinși aceștia, și am, am aici trei, trei lucruri pe care vreau să vi le spun despre convinși. Sunt oameni care sunt convinși că credința în Dumnezeu este superbă. De exemplu, co convinși vor beneficii, dar fără pocăință. Convinși aceștia, haideți să vă dau un alt exemplu. A venit o tânără la mine, îmi zice, domn profesor, mă știa că sunt profesor că am fost profesor. Domn profesor, am venit și eu la dumneavoastră la biserică. Era așa cu o mahramă pe cap, n-a pus-o nimeni să-și pună mahrama aia pe cap, dar așa, pioasă, o tânără, pioasă cu o mahrană pe cap, vine și îmi zice, domnul Tonii vreau să vin și eu la dumneavoastră la biserică, de acum încolo vreau să mă împac cu Hristos, vreau, îl vreau pe Hristos din toată inima mea, vreau, 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 vreau. Și la sfârșit îmi zice, mama e bolnavă de cancer. Și ce s-a întâmplat după ce mama a fost vindecată de cancer? Și ce s-a întâmplat cu tânăra aceasta? N-a mai venit la biserică. Și a dat jos mahrama, deși, repet, n-am pus eu să-și pună nimic pe cap, și a dat jos mahrama și zilele trecute dansa pe TikTok pe manele. Pentru că, vedeți, convin și când dau de cancer, când dau de, o, de, un divorț, când le fuge soția de acasă, când le fuge soțul de acasă, când le fuge copilul de acasă, când se apucă copilul de droguri, convin și știu, știu, că Isus Hristos eliberează. Știu că Isus Hristos e Domnul. Ei vor soluțiile, dar nu vor ce? Spuneți-mi voi ce nu vor. Pocăința. De altfel, urăsc pocăința. Vor să-și vadă mama vindecată de cancer. Vor să-și vadă soțul acasă. Vor să-și vadă soția din nou acasă. Și vin și cântă cu tine. Zbor nou, mă bucuram aici cu Nathan Idol, nou, 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 le place, aplaudă, sunt nou. Când se văd cu saci în căruță, știți ce fac? Se leapă de Hristos. Iisus Hristos odată din vreo 15.000 de followers, din vreo 15.000 de urmăritori, pentru că se preconizează că Biblia ne spune că Hristos a hrănit 5.000 5.000 de bărbați în afară de femei și copii. Dacă pui femeile, de obicei unde sunt 5.000 de bărbați, sunt mai multe femei decât 5.000. Cine e de acord cu mine? Asta pentru că pe pământ sunt mai multe femei. Și la biserică, de obicei, sunt mai multe femei decât bărbați. Erau încă cel puțin 5.000 de femei. Și erau cel puțin încă 5.000 de copii. Dacă nu erau chiar 20, poate 25-30 de mii de urmăritori al lui Isus. Și Isus face o minune. Și ce a făcut Isus? Cine știe ce minune a făcut Isus cu oamenii ăștia? Le-a dat pâine. A înmulțit pentru ei pâinea și peștele. Le-a dat super masă. S-au săturat de nu mai puteau. Erau plini și îl urmau oamenii ăștia pe Isus. Ne spune aici minunat a... Cartea lui Dumnezeu în Ioan 6 ne zice că noroadele îl căutau pe Iisus, s-au urcat în corăbii, au umplut vapoarele pe vremea respectivă ce vapoare existau și s-au dus după Iisus și îl căutau miros pe Iisus și îl întreabă în Ioan 6. Dar când l-au găsit acolo... Pe Iisus i-au zis, învățătorule, când ai venit aici, că de multe căutăm. Ce ați face voi? Aici sunt câteva, nu știu, sute de oameni în parcarea la Romexpo. Ce ar fi fost să fie 15.000 de oameni aici? Și ce înseamnă 15.000 de oameni? Mult, mult. Din 15.000, Iisus a rămas cu 12 în ziua aia. Și din 12, și ce zice în Ioan 6? Am rămas cu 12. Și unul dintre voi este un? Nu, n-a zis trădător. Un drac. Așa a zis Iisus. Dacă nu mă credeți, uitați-vă în Biblie, Ioan 6. Le-a zis pe față și le-a zis celor 15.000, le-a zis așa, voi mă căutați. Nu pentru că iubiți hrana cerească. Voi mă căutați. Nu pentru că iubiți Biblia. Voi mă căutați. Dați un pic sticlele astea la o parte, mulțumesc. Și pasta. Voi mă căutați pentru că Vreți să fiți sătula, săturați. Voi mă căutați pentru că vreți să viți vindecați de cancer. Voi mă, mă căutați pentru că vreți să fiți eliberați de dragi. Vre, voi mă căutați pentru că vreți, pentru că vreți, pentru că vreți și pentru că iară vreți. Dar câți dintre voi, zice, și ce zice Iisus aici? Uitați, imediat le zice. Zice așa, dacă nu mă credeți, nu putem aici, nu avem Biblia afișată, de obicei la biserica profite se afișează și zice așa, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Și versetul 27 din Ioan 6 zice așa, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Că statul adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui, adică pe Hristos. Și ce le zice Iisus? Nu mai mă căutați din interes. S-a săturat Iisus. Vă puteți imagina ziua aia în care Iisus s-a săturat să mai fie căutat de oameni? Din interes? Eu nu știu dacă aș avea curajul să le zic la 15.000 de oameni în față să le zic, băi, voi mă căutați pentru că pot să vă vindec. M-am săturat să mă căutați și să mă urmăriți că vă pot hrăni cu pește și cu carne și cu pâine. Gata! De astăzi înainte nu, din momentul ăla vreau să vă zic ceva. Iisus n-a mai înmulțit pâinile niciodată, știați asta? Din Luca, din, pardon, din Ioan 6, Iisus niciodată n-a mai înmulțit pâinea și peștele. Știți de ce? Pentru că le-a zis, gata, cu credința pe interes. Gata! Vreau să te cercetez foarte bine dacă ai o credință pe interes. Vreau să te cercetez foarte bine dacă tu chiar ai o relație. Și știți unde, cu Hristos, știți unde se vede? Dacă te lasă iubita, cea din biserică pe care ți-ai făcut-o în biserică, nu mai vrei să auzi. Eu nu mai vreau să aud de ăia. Uite ce mi-au făcut. M-a trădat iubita mea din biserică. Și ce dacă te-a trădat? Tu pentru cine ai venit la Hristos? Pentru iubita din biserică sau pentru Hristos? Nu m-a vindecat Hristos. Poate că odată Hristos va spune, nu te mai vindec, vreau să te iau acasă. Se poate întâmpla, da sau nu, mâna sus, cine crede asta? Nu te mai vindec, Toni, gata, gata cu vindecarea. Poate Dumnezeu într-o zi zice, nu te mai protejez. Te-am protejat de accidentul ăsta, de ăsta, de ăsta, gata, te iau acasă. Și poate apuci o vreme să stai prin spital și după aia Dumnezeu să te ia acasă. Că am văzut nenumărate astfel de cazuri. Ce faci? Ce faci dacă Dumnezeu nu te mai vindecă? Ce faci dacă Dumnezeu nu te scapă de cancer? Ce faci dacă Dumnezeu îngăduie o lună, două să fii șomer? Să n-ai job? Te lepezi? S-ar putea să treci prin testul ăsta. Eu am trecut. Eu am trecut și încă mai trec de multe ori. Gata cu credința pe interes. Suntem un popor pe interes. Mănăstirile la asta slujesc în țara asta. Sunt pline mănăstirile de femei care plâng să le fie vindecate neamurile de cancer. Sunt pline mănăstirile de, de, de părinți care plâng ca să le scape copiii de droguri. Sunt pline mănăstirile de bărbați care cer o anume femeie. dacă când ies de acolo, știți ce fac? Aprind sigara, oameni buni. Aprind sigara. Când e de acolo, știți ce fac? Se duc să se răcorească cu câteva șaturi. Și de acolo știți ce fac când ies? De la Domnul, pentru că am reușit noi ca popor să-L închidem pe Dumnezeu în mănăstiri. Era și un cântec, că îl cânta un artist. Lui Dumnezeu îi plac spațiile mici și de lemn. Nu! Nu! Unde scrie în Biblia asta? Și ce spațiu îi place lui Dumnezeu? Zimte ro frumos! Asta de aici. Asta-i place lui Dumnezeu, inima ta, inima ta, inima ta. O inimă fără droguri, fără alcool, fără curvie, fără ură, fără răutate, fără bârfă, fără interes. Te-ai gândit vreodată că viața asta pe interes este un păcat înaintea lui Dumnezeu? Că totul facem pe interes. Dumnezeu să ne scape, amin? Dumnezeu să ne ajute să scăpăm. Convin și vor o familie curată, dar fără responsabilități. Vor o, o, o comunitate, vor o comunitate superbă. Atât de mulți tineri au venit la Biserica Profides, bărbați mai ales, că ăștia caută și curtează mereu, pentru femei. Zice, frate Toni, îmi zice unul odată, frate Toni, ai și tu o fată tânără, așa, la vreo 25-30 de ani? Zic, bă, frate, dar ce mă crezi, pește? Serios vorbesc, ce mă crezi? Ai vreo fată așa de 25-30 de ani? și am zis, n-am! N-am, o aveam, cine știe ce, mamă, tată. Eu n-am fată la 25 de ani. Și chiar dacă aveam, nu-ți dădeam. Ce, ce credință asta? Și vin la biserică, profitez dacă ai. Uh, dar sunt mulți și care vin. A venit unul, dugnea alcool. Ziua în amiaza mare, duminică, după slujbă, dugnea alcool, avea ochii roșii, se vedea că a băut bine, omul era alcoolic, zice, am venit și eu aici să mă însor. A, de ce nu te-ai dus, mă, unde ai băut? De ce nu la aia de te-a servit, că poate că era una ca aia de te -a. De ce nu ai cerut-o de nevastă? Să dea o sticlă după cap. Pentru că, vedeți, știm că e curăție în biserică. Știm că fete curate sunt în biserică. L-am auzit pe unul, a trei cu multe. A avut o grămadă de femei și zice, am cerut domnului o fată, dar să fie fecioară. Bravo! -mă. Felicitări! Cred că te-a aplaudat Dumnezeu. A zis, temă, un om cinstit, mă vreau o fecioară. El a avut vreo 20-30. Vreau o fecioară. Și vin la biserică că vreau o fecioară. Ei, ipocriților! Sfințiți-vă, curățiți-vă, spălați-vă, lăsați-vă transformați de Dumnezeu și apoi căutați oameni curați. Vedeți? Căutăm din interes biserica. Căutăm din interes să venim la casa lui Dumnezeu. Dar este această uh, dorință de, 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 a, de a avea parte de cei curați. Uite, Petru era foarte supărat. Foarte supărat de, de oamenii aceștia care se ascund prin biserici. Le place... Faptul că în biserici sunt oameni cinstiți, angajați buni. Mai mi-a zis cineva, domnul Toni, n-avea treabă cu biserica. Nu venea la biserică, îl știu foarte bine. Îmi zice, zice dă așa, dăm 25-30 de angajați, da, buni. Zic eu, n-ai nimerit, nu ești la, n-ai sunat la recrutări. N-ai sunat la un recruiter, cum le zici acum. Ce ești? Recruiter. Eu nu sunt recruiter. Pastorii nu sunt recruiters, Nu, nu asta suntem. Nu vă dăm voi angajați. Da, facem oameni cinstiți pentru societatea asta, dar și tu trebuie să fii un om cinstit dacă vrei angajați cinstiți. Amin. Trebuie să fiu un om ce... Petru s-a supărat tare, tare, tare pe oamenii ăștia care veneau la biserică pentru că știau că e un loc curat, dar n-aveau de gând să se sfințească. Veneau că poate, poate le pică și lor ceva proaspăt și curat din biserică. Poate, poate le pică o femeie virgină. Poate, poate, poate le pică un virgin. Poate le pică un angajat bun. Poate, poate mai scapă și ei și mai dorm bine noaptea. Ca să facă iar un set de păcate. S-a supărat Petru. Deja biserica a început să fie, atenție, căpușată de, 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 convert, de, nu convertiți, de convinși de ăștia care știau că biserica e un loc curat, dar n-aveau de gând să se pocăiască Și refulează, permiteți-mi acest cuvânt, ce vă citesc Ce urmează să vă citesc e din Biblie. Și poate nu vă vine să credeți că se găsește în Biblie. Poate vă gândiți, zice un o, o tipă odată, mamă frate, dacă e pe scenă uh, uh, lângă ăsta cine, cineva, când predică ăsta, dacă e cineva uh, lângă el, cred că îi dă și două palme. S-a uitat odată la o predică de-a mea și zice, mamă ce agitat e ăsta, cred că dacă stă cineva lângă el, îl și pleznește. Hai să ne uităm la, la cineva incredibil, la, la un text din scriptură, la Petru, că ca... eu am fost blând până acum, am fost tare blând și tare liniștit. Vreau să mi-l imaginez pe colericul Petru în 2, Petru 2 cu 12 în jos și zice așa, despre niște oameni care știau că biserica e un loc sfânt, dar veneau, parcă bă, băi bă, oameni buni, veneau special ca să o spurge, veneau special ca să o strice, ei n-aveau de gând să facă nimic cu viețile lor. Și s-a supărat Petru și zice așa, dar aceștia, și începe Petru, Vă rog frumos să vă gândiți la el. Să vi-l imaginați predicând cuvintele astea. Că eu nu cred, eu nu cred că le-a predicat așa calm. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, jocoresc ce nu cunosc. Vor pieri în însăși stricăciunea lor. Și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fiți atenți ce zice de unii care sunt biserică, care se dau creștini, cum se dau mulți români. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza Mare. Mulți creștini de-aștia e plină Anglia de creștini care se dezbracă și merg goi, pușcă pe biciclete. Dacă te duci, a fost acum de curând în Anglia o, o paradă a oamenilor goi, pușcă, călare pe câte o bicicletă fiecare. Dar dacă te duceai la ei și întrebai, unul era anglican, știți că a murit acum uh, Regina Maria, uh, uh, patroana Bisericii Anglicane, sau cum i se spune, mama Bisericii Anglicane. Englezii sunt toți anglicani, românii sunt toți creștini, mănene. Te duci în toate cârciumile din România, abia, me abia mai se ține un pe picioare, îl întreb repede, așa și scurt, ești creștin? Da. Da, ce, nu se vede? Te duci în orice bordel, te duci la fetele alea acolo care fac masaj și le întrebi, ești creștină? Da, da, cum? Să mă ferească Dumnezeu? Eu mă rog dimineața să am clienți. Ăștia sunt creștini de azi. Și oameni din aceștia vin la biserică, participă la câte o slujbă și se duc în continuare și fac toate necurățirile astea. Se duc, iau lumină, se duc, uh, dau niște bani la biserică, iau niște, uh, 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 se spovedesc. Cred că biserica e așa, știți cum vine gunoiul aici la noi, vineri, la 12. Vine gunoiul și eu mă bucur când văd coșul gol, se mai bucură cineva când vede. Dar știu că la trebuie să fie umplut din nou. Nu așa e cu credința oameni buni. Ne ducem la biserică să ne golim toată spurcăciunea, ca de luni încolo să facem alta. Că duminică iar ne ducem și ne golim la biserică. Eu știu că Dumnezeu iartă, eu știu că Dumnezeu, da, te scapă de păcat, dar vreau să spun un lucru. Răbdarea lui Dumnezeu, și o spun conform scripturii, răbdarea lui Dumnezeu are o limită. Cine crede lucrul ăsta? Are o limită. Are o limită. De atâtea ori Dumnezeu zice, gata! Gata! Dacă citiți cartea Isaia, dacă citiți mai, mai cu seamă cartea Ieremia, veți vedea acolo niște expresii pe care eu mi le-am subliniat la Dumnezeu, niște expresii de, 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 de nu-ți vine să crezi. Dumnezeu zice, m-am săturat. După aceea zice, m-am scârbit. Și în altă parte zice, am obosit. Am obosit să vă ascult. Slujbele. Zice, voi îmbinați, îmbinați slujbele voastre cu păcatul, sărbătorile voastre religioase le, le, le îmbinați cu păcatul. Dumnezeu să ne ferească. Amin? Dumnezeu să ne ferească. E Petru supărat și continui cu supărarea lui pentru că striga către o biserică adormită, către o biserică care tolera păcatul în mijlocul ei. Tolera curvia, tolera beția, tolera drogurile, tolera înjurăturile și drăcuielile. Tolera, tolera tot. Eram azi în mall și stăteam și mă uitam la. Îmi place să mă uit la oameni. Nu-ți ciudat. Cred eu. nu știu ciudat, dar îmi place să mă uit la oameni. Am învățat asta de la un profesor de psihologie și. Uh, și cum îi spune arta asta care se ocupă cu filozofie, psihologie și filozofie. Am avut în liceu un profesor care îmi zicea chestia asta. Eu studiez foarte mult tipologiile de oameni. Și am luat și eu obiceiul ăsta, am zis, ce tare! Și că am învățat foarte multe de la oameni. Și stăteam în mall, am mâncat și eu un picuț, beam o cafea și mă uitam la oameni. Și era în stânga mea o tânără cu un băiat, erau la masă, tipa tolănit, așa, stătea, nu mai putea, cu mâna pe burtă, mâncase mult, picioarele întinse, trecuse de picioarele băiatului, pe sub scaunul lui, și zice, mamă, mai am un seviș, dar nu-l mănâncă nici dracu. Zic eu, dar de ce ți-ar mânca, mă, diavolul, sevișul? Asta și m-am gândit la asta, Bă, știi, de ce avem noi românii chestia asta și n-am înțeles-o niciodată? De ce le implicăm pe diavolul și până și în sandvișuri îl băgăm? N-am înțeles! De ce? Bă, ți-a rămas un sandviș, da? Uite aici gândire, de om normal, de om, de creștin. Tu ca o domnișoară, în primul rând, hai să o luăm de la capăt, dăm înapoi. Tu ca o domnișoară ginga, așa frumoasă, superbă, stai civilizat, nu te prăvălești, nu cu mâna pe burta, așa ar trebui să stăm noi. <gânghe> Bărbați. Eu mă vedeam stând așa, știi? <gânghe> Dar nu, era invers. El drept, frumos, civilizat, ea întinsă, lăsată într-o parte. Uite, mă, mi-a rămas un sandviș, îl dau Domnului. Cum poate fi dăruit un sandviș Domnului? Dați-mi un exemplu, cum? A, știți, știți. Ești afară, dacă te duci în mol la Băneasa, unde am văzut scena asta, cum ai ieșit din mol, găsești cerșetori. Eu îi știu. Au crescut sub ochii mei. Ăia care erau atâta și se uitau la mine așa, nenea, dă și mie 10 lei acum să uit așa, nenea, dai și mie sandvișul. Au crescut, mă, că i-am hrănit. I-am hrănit cu sandvișuri care ne-au rămas și pe care nu le-am dat diavolului. Și le-am dat lui Dumnezeu. De ce noi românii îi implicăm pe diavolul în toate? Ne-am dat copiii diavolului, ne dăm soția diavolului, ne dăm soții diavolului, ne dăm joburile, tot ce facem, dedicăm diavolului. Și Petru s-a supărat pe chestia asta. Și continuă aici, în 2 Petru, atât de puternic, zice, fiți atenți, Petru, 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 2 Petru 2, de la versetul 12 în jos, dar acum suntem la versetul 13 și zice așa, Fiți atenți! Ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când o spătează împreună cu voi. Care voi? Care voi? Voi creștini, voi biserica. Adică sunt unii pe care voi îi tolerați. Care sunt ca niște dobitoace fără minte. Care sunt însemnați în cugerul lor cu fierul roșu. Care sunt întinați și spurcați. Zice, fiți atenți, versetul 14. Petru le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcumie, sunt și o... Ia Petru. Petru, mai spun o dată. Puteți să spuneți cu mine? Petru. Petru. Petru a spus cuvintele astea. Eu nu fac decât să iau o predică de-a lui și să o multiplic în, fia, în fața voastră. Zice așa Petru, obosit, obosit de oamenii ăștia. Zice sunt, ca ni sunt nu ca niște. Aici nu mai zice ca niște, sunt niște ce? blestemați. Și încheie Petru. Dar nu și încheie, închei eu cu versetul acesta de la Petru care zice după ce au părăsit calea cea dreaptă, au părăsit, da biserica. Au rămas în biserică. Deci nu s-au depărtat de biserică, au rătăcit și au urmat calea lui Balam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Știți care este plata fără de legii pentru mulți? Plăcerea. Plăcerea păcatului, asta e plata fără de legii. Au iubit mai mult păcatul. Vreau să te întreb, dragă, să te întreb, dragă creștinule, ce iubești mai mult? Plata păcatului sau plata neprihănirii? Răspunde, te rog frumos. Ce iubești? Ce iubești? Aș vrea să iubesc toată viața plata neprihănirii lui Hristos. Amin? Aș vrea să iubesc asta. Și închei predica mea convinși vor raiul, dar fără o relație cu Hristos. Știți că 99,99% ,99 până și atei cred totuși că există un rai. Dacă intri mai apăsat așa într-o discuție, am intrat de multe ori în discuții cu atei și am, început, am încercat să-i conving de viața veșnică și până la urmă zic, da mă, da, las că mă duc eu în iad. A, deci acum crezi. A, cu crezi. Da mă, mă duc în iad, lasă-mă în pace să mă duc în iad. Mai bine să învârt cu satana la, la, la cazane decât să fiu cu tine. Dar ce-ai mă cu mine? Ce ți-am făcut? Te vreau un rai. Te vreau un rai lângă mine. Fiți atenți aici. Că de aici îl cinstiți pe Ioan Botezătorul, mâna sus. E de bine, să știți. Adică îl respectați pe Ioan Botezătorul. Câți de aici îl respectați? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să vă spun că majoritatea românilor nu știu că Ioan Botezătorul este unul, a fost unul dintre cei mai duri predicatori care au existat vreodată pe pământul acesta. Mai dur decât tine, Tony? Se poate. Am văzut eu cum ai dat sticlele alea de pe apă, de apă de pe scenă. Mai dur decât tine, Tony? Vreau să vă citesc ce zice Ioan Botezătorul. Și atenție, nu oricui, Cuvintele acestea pe care Ioan Botezătorul le-a rostit și sunt în Cartea Sfântă, în Matei 3, de la 7 la 12, sunt adresate unor preoți. Da, auziți bine. Unor preoți. Oamenii ai bisericii. Oameni care conduceau bisericile de atunci, sinagogile cum erau atunci. Credeau în Dumnezeu, în Dumnezeul acesta pe care îl avem și noi azi. În Dumnezeu. În Iahve cum e în original. Credeau în el. Și fiți atenți, când eu dacă aș vedea așa că mi se umple un rând de preoți la o prelegere de-a mea, a zice, mamă ce tare! Wow! Ioan a văzut atât de mulți preoți că au venit la o, la o slujbă de-a lui și nu doar la una. Și s-a uitat în ochii lor și le-a zis așa, fiți atenți, citeți din cuvântul Domnului, dar când a văzut pe mulți din farisei, cum vă spuneam preoți și saduchei. Saduchei erau mai mari decât farisei, pentru că saducheii conduceau templu. Era ramura religioasă a evreilor care conducea templu. Când i-a văzut că vin să primească botez oameni buni, nu stăteau așa cum stați voi, pe scaun sau în șezut. Nu! Au venit să fie botezați. Mă, să vezi că vin, că vin un sobor de preot să fie botezat, să-i botez eu. Dar Ioan s-a uitat la ei și a văzut dincolo de gestul acesta. Și fiți atenți ce le spune mâna de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Ioan căuta pocăință, nu mulțimi. Pocăință, nu mulțimi. Lepădare de păcat și nu mulțimi. Că am putea să umplem parcarea asta. A fost plină parcarea asta. Vă spuneam aici, Dumnezeu a fost înjurat, nu drăcuit. Înjurat în cel mai spurcat mod posibil. F-word, cum zic americanii. De aici, de pe scenă asta, și știți câți oameni erau aici? A pus derie! Au adus un tir numai cu gheață. Voi vă dați seama? Un tir cu gheață. -aibă să aibă să-și pună în băuturile lor alcoolice. Și da, Dumnezeu a fost înjurat în cel mai spurcat mod posibil de aici. De aici, de, de pe pupitrul ăsta, de pe scenă asta. Putem să umplem și noi parcarea asta, dar cu oameni care nu caută pocăința cu oameni care nu-L caută pe Dumnezeu. V-am spus, când Isus a predicat, a păsat cuvântul și le-a zis, căutați mai cerul și nu doar pe interes pământul. Am mai rămas cu 12, din care unul, citiți în Ioan 6, că fac recapitulare, unul era fiul dracului, asta a zis Isus. Și le-a zis Ioan Botezătorul așa, preoților, care erau în fața lui, pui de năpârci, cine? v-a învățat să fugiți de mânia viitoară. Viitoare. Faceți doar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avram, că își vă spun că Dumnezeu din pietrele, pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată, securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine, adică Hristos, este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar. Dar pleava o va arde într-un foc care, bravo, nu se stinge. Mai sunt unii care zic că iadul nu există, tată. Și dacă există, nu e veșnic. Voi îl contraziceți pe Hristos? Aveți tupeul ăsta să-l contraziceți pe Hristos? Care a zis de nenumărate ori, iată, Ioan Botezătorul a început. Un foc care nu se stinge. Ăsta iadul. Și de-aia predic. De-aia sunt aici. De-aia ne cheltuim de -aia cumpărăm generatoare, cumpărăm aparatură, cumpărăm microfoane, închiriem scene, de -aia vine Nathan Idol din Republica Moldova și străbate țara asta. De asta suntem aici, de -aia vă chemăm, de -aia transpirăm, de -aia răgușim să vă scăpăm de un foc veșnic. Vreți asta? Cine vrea asta? Ești convertit? Sau doar convins? Și ce înseamnă să fii convins? Da, mă, băi, Tony, mai convins, tată. Bă, chiar mai convins, frate. Îmi place de tine. Bă, e singurul om care a putut să mă convingă, mă, că există iadul, mă. Băi e singurul om care a putut să mă convingă cu cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu știam lucrurile astea. Și să te duci convins să curvești în continuare, să scoți pachetul de țigări și să fumezi în continuare împotriva sănătății trupului tău când tu ar trebui să fii templu al Duhului Sfânt și să păstrezi templul ăsta curat, să te duci, să drăcui în continuare, să nu ierți, să nu ajuți să-ți dai sandvișurile diavolului, cum am auzit și nu lui Hristos, să spese doar de tine, doar de trupul tău, doar de plăcerile tale, doar de carnea ta, pentru că apostolul Pavel de data asta în 2 Timotei ne spune în vremurile de pe urmă vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi cum? Iubitor de sine, iubitor de plăceri, obraznici, desfrânați, hulitori, iubitori doar de plăcerile lor, având doar o formă de credință, dar tăgăduindu-i puterea. Da, sunt creștini și așa mor. Cum mă mori? Cu sticla de alcool în mână, cu dracu pe limbă, cu ură în inimă. A dus o doamnă odată. E, e, e interviu pe YouTube, puteți să-l căutați. O doamnă la mormântul lui Arsenie Boca. Nu cred niciodată în scriptură, Hristos nu zice să ne închinăm oamenilor. Nu cred în închinarea la oameni. Nu cred, a fost, o fi fost Arsenie Boca un sfânt, dar nu cred în închinarea la oameni. Isus Hristos a zis așa. Când Satana l-a ispitit și l-a pus să se închine la el, deci fiți atenți. Isus este primul care desfințează închinarea la oameni. A, dar noi nu ne închinăm, noi doar ne rugăm. N-ai voie! N-ai voie! N-ai voie! Citeam astăzi într-o carte de istorie că uh, moașa Reginei Maria de Medici s-a rugat 40 de ore la Sfânta Margareta, protectoarea femeilor care nasc, 40 de ore fără să doarmă. A fost recompensată de Regina Maria de Medici. Moașa asta a fost făcută răsplătit aproape cât o prințesă a fost făcută. Cu rang și cu moșii i-au dat. Că 40 de ore n-a dormit, ci s-a rugat pe genunchi lângă ea, la Sfânta Margareta. Dar vreau să vă spun ceva. S-a rugat degeaba. Pentru că doar Domnului trebuie să ne închinăm, zice Scriptura. Când satan a venit la Isus și a zis, fă și tu o plecăciune la mine și îți dau tot pământul. Ce era, domnule, pentru miliardele lumii? Mulți ar face asta. Și ce a zis Isus așa? Prima ispitire la care Isus a răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu și a zis, este scris ce? Numai Domnului să ce? Să îi te închini. E clar? E negru pe alt? Da sau nu? În numele meu, tot ce veți cere numele meu, eu vă voi da. În numele meu, adică lui Isus Hristos. Asta a spus El. Asta a spus El. Trebuie, trebuie să ne facem o introspecție, oameni buni. Ce ești? Convertit sau convins? Convins sau convertit? Ce ești? Pentru că unor preoți, Iisus de data asta, unor preoți le-a zis așa, pui de năpârci. Voi aveți Iisus. Știți că Iisus le-a zis pui de năpârci, a folosit aceleași cuvinte ca Ioan. Pui de năpârși! Voi aveți tată pe diavol? că voi sunteți niște mincinoși, îi mințiți și pe alții. Nu respectați scripturile. Nu trăiți scripturile. Nu puneți în mâinile oamenilor scripturile. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți scripturile. Și unei prostituate, Iisus îi zice așa, credința ta, ce? Te-a mântuit. Știți de ce? Pentru că preoții ăia erau, și ce? Niște convinși iar prostituata și ce era convertită. Atunci, zice femeie, păcatele -ți sunt iertate. Credința ta te-a mântuit. Du-te și să nu mai păcătuiești. Diferența dintre convins și convertit este că convinsul zice amin, își face semnul crucii, merge la biserică poate regulat, dar când iese din biserică se spurcă cu dracul din nou. Iar convertitul, vine la biserică, se închină lui Hristos, citește Biblia și când iese afară, nu se mai spurcă niciodată cu diavolul. Se leapă de orice păcat. Vreau să facem o rugăciune, oameni buni. Vreau să vă ridicați cu toți în picioare. Și vreau să te cercetez foarte bine. Poți să-l marc sau poți să vii la pian, te rog frumos, mai merge pianul? În timp, așa ce va cânta Marc un, un cântec la pian, vreau să-ți faci o cercetare. Și trupa Nathan Idol poate să vină dacă mai merge sunetul să mai cânte două, trei cântări. Dar în timp ce, ce pianul va suna, vreau să-ți faci o introspecție. Ce-ai fost și ce vrei să fii? Ai tu o relație cu Hristos? Iisus Hristos a spus o pildă despre o nuntă minunată. Știți că la evrei era un obicei? Știți ce obicei era? Fiți atenți, obicei tare la evrei. Evrei nu, chiar, nu chemau la nuntă ca românii câte două, trei sute ca să facă zeci de mii de euro. Nu! Nu și nu! Evrei chemau la nuntă exclusiv prietenii. Și fiți atenți ce obicei aveau evreii tuturor invitațiilor, nu le dădeau o invitație de asta de 2 lei, de dăm noi azi, 5 lei maxim. Și ce dădeau invitațiilor la nuntă? Spune stare. O haină, mulțumesc foarte mult. O haină. Asta simboliza, haina aceasta simboliza că tu ai o relație cu mirele. Și vreau să vă zic un lucru. La nunta aia toți aveau haine la fel. Cum hotăra mirele? Nu-i tare, nu că-i tare asta? Erau 20-30 de invitați, nu mulți. Că ei nu dădeau mese marca în restaurante de avem noi aici în față. 20-30 și toți aveau haine la fel. Și sus zice o pildă în care unul a intrat la masă la o nuntă și nu avea haină pe el. A intrat unul așa, s-a pus la masă și avea altă haină. Și s-a dus la el, mirele, și zice, prietene, prietene, tu ce cauți aici? prietene, unde ți-e haina? Eu am dat tuturor prietenilor mei o haină. Vreau să te întreb, ai luat tu haina lui Hristos pe tine? Oh, ala brahan de la Zavradia tu fer. Ai luat tu haina lui Hristos pe tine? Știți care e haina lui Hristos? Cine știe care e haina lui Hristos? Sfințenia a strigat un tânăr oh, Domnul să te facă un sfânt. Roman 6 cu 6 zice Eu am fost dezbrăcat de haina păcatului Eu am fost dezbrăcat de curvie Eu am fost dezbrăcat de răutate Eu am fost dezbrăcat de ură Eu am fost dezbrăcat de mândrie Eu am fost dezbrăcat de egoism Nu mai trăiesc pentru mine Eu am fost dezbrăcat de, de, de tot ce-i zdrăcesc Tot ce-i lumesc Tot ce-i păcat Și am fost îmbrăcat într-o haină sfântă Zice Apostolul Pavel în Galaten 3 cu 15, zice, atât de frumos cât ați fost botezați în Hristos, ați fost ce? Îmbrăcați în Hristos. Pe câți de aici vă vede diavolul îmbrăcați în Hristos? Pe câți de aici mergând pe stradă vă vede stânga și dreapta ca fiind sfinți? Pe câți de aici vă vede colegul la muncă sau la școală ca fiind sfinți? Pe câți de aici vă văd acasă părinții, soția, soțul, copiii ca fiind sfinți. Ce haină îmbraci? Ce haină ai pe tine? Pentru că vei ajunge dincolo. Și atât de evident zice, zice Iisus, cuvântul Domnului ne spune că Iisus va, des, va, va, va despărți, mulțumesc. Ce? Spuneți voi. Vreau să vă întreb un lucru, voi orășenilor, Ați confundat vreodată o oaie cu o capră? Cine a, confund, o, a conf, confundat vreodată? A, ah, uite o persoană. Domnul să te ierte. E aproape imposibil. E aproape imposibil să confu, com, confunzi oaia cu capră. Hai cum! Câți ani aveai ca să te iert? Că altfel nu mă explic. Nu erai mare, nu? Zi, zi Doi ani. Cât zi repede. Ai, erai re era, cred că, prima oară când vedeai și tu o capră și ai zis, mami, asta e oaie? Nu pune momentele astea că nu știi cum arată o capră. După ce ați văzut toți cum arată o capră și după, ați văzut, după ce ați văzut toți cum arată o oaie, vă întreb, o mai puteți confunda pe capră cu oaie vreodată? Mâna sus dacă se poate. Nu se poate. Mulțumesc, Ștefan. Nici Ștefan nu confund, confundă oaia cu capra, credeți-mă. Nici, nici el măcar aplauze. Iisus ne spune cuvântul lui că la judecată va despărți oile de capre și atât de evident va fi cel convertit de cel convins va fi o diferență exagerat de mare, enorm de mare tu vei ști, ai, uite oaia uite capra, uite oaia, uite capra noi acum nu putem să ne dăm seama dau și eu exemplu, nu știu sper că marche oaie Marc speră că eu sunt oaie, nu, Marc? Speră! Acum ne uităm unul la altul și sperăm și nădăjduim. Marc, sper să te văd în cer. Amen. Alele. Și Victor, sper din toată inima. Câți ani ai tu? 16. 16 ani Ca apreciere cât de bine cântă la chitară. Sper! Aleluia! Aplauz! Sper, sper din toată inima să mă văd cu Marc și sper ca Marc să fie oaie și sper ca eu, Tony, să fiu oaie. Sper, zice Pavel, eu, eu n-am apucat premiul, dar mă arunc, mă arunc înainte spre premiul alergării cerești. Te arunci sau mai stai că-ți place domnișoara cu care curvești? că ți mai place țigara, că îți mai place alcoolul, că îți mai place mândria. Să spui pe, pe Facebook poze cu mașina. Ți-o da Dumnezeu, și mie mi-a dat, și o să mai îmi dea, dar nu simt nevoia. Că zice lăudă lumii. E trecătoare. Ce vrăjmășie cu Dumnezeu. Ce ești? Ce ești? Și ce haină ai pe tine? Aș vrea să te rogi și aș vrea să ne rugăm împreună să spunem, Doamne, fă dintr-un convins, un convertit. Vreau să fiu ca femeia aia păcătoasă care a venit la tine și ți-a zis, ți-a zis cu lacrimi că n-a scos niciun cuvânt, cu lacrimi ți-a zis, te iubesc, Iisus. Te iubesc și nu mai vreau să plec de la picioarele tale. Te iubesc și lasă-mă să-ți șterg picioarele cu părul Lasă-mă să-mi vărs lacrimile pocăinței pe picioarele tale Nu-i lăsa să mă scoată de la picioarele tale Iisus a uitat la femeia aceea și a zis Simone, Simone Și a zis fariseului care se credea sfânt Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă să mă spăl pe picioare Dar femeia asta îmi șterge convertită asta îmi șterge picioarele cu parfum și lacrim. Te crezi sfânt? Te crezi deja în cer? Eu cred că mai trebuie să vergi niște lacrimi de pocăință. Eu cred că mai trebuie să stai la picioarele lui Isus mult și nu la picioarele diavolului. Vino la picioarele lui Isus oricum ai fi. Vino cu păcatele tale. Vino zdrobit. Vino cu trădările tale. Vino cu prostituția ta. Vino cu ura din tine. Și zi lui Iisus, fă un convertit. Vreau și o haină. Vreau din mâna ta haina aia de prieten să ajung în cer și să mă bucur și să scot pieptul în față și să zic, uite haina, sunt oaie. Sunt oaie și nu capră. Nu va fi bucurie mai mare în cer decât să știi că ești oaie. Nu va fi confort și liniște mai mare decât să știi că ești oaie și nu capră. Nu va fi bucurie și liniște mai mare decât să știi că ești prieten cu Isus, Pentru că groaza îi va apuca pe toți cei care au stat departe de El. Ce ești, te întreb ultima oară. Ce ești? Convertit sau convins? Hai să ne rugăm. Vină la picioarele Lui Iisus și voi încheia cu o rugăciune împreună cu tine.